Jandarmii s-au pregătit din timp pentru cele două evenimente sportive, finala EHF și meciul cu FCSB. Pentru evenimentul de la Polivalentă deja au apărut speculanții de bilete. Aici aș vrea să subliniez o problemă și aș vrea să reamintesc cetățenilor că cumpărarea documentelor de acces în vederea revânzării acestora sau vânzarea acestora la suprapreț constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 3.000 de lei. Avem în atenție acest fenomen, am monitorizat inclusiv zona online din momentul în care documentele de acces au fost puse în vânzare. Vreau să vă spun că efective din cadrul grupării de jandarmi mobile Craiova au, să zic așa, interceptat un bărbat de 34 de ani care a avut o tentativă de a comercializa 4 bilete în zona unei instituții de învățământ din municipiul Craiova, ținând cont de faptul că actul în sine de vânzare la suprapreț nu s-a consumat, respectivului i-a fost aplicată doar sancțiunea contravențională avertisment și, bineînțeles, cele 4 documente de acces au fost ridicate în vederea confiscării. Și în cazul meciului de fotbal este posibil să apară speculanții, ținând cont că biletele s-au terminat încă de ieri. Meciul de fotbal care se va desfășura în data de 14 pe stadionul Ion Oblemenco, Universitatea Craiova, FCSB. Meciul se joacă cu casa închisă, după cum știți și dumneavoastră, și aici există posibilitatea ca evenimente de genul acesta de revânzare sau vânzare la suprapreț a biletelor, există posibilitatea unor astfel de evenimente, le avem în atenție și cu siguranță vom lua măsuri dacă vom constata astfel de situații.